Ipoteștiul a fost locul copilăriei și mirificul paradis pierdut. Odăile și câteva obiecte ale familiei amintesc de alte vremuri. Din fotografii, umbrele trecutului. Bunicii, chipul blând al mamei. Tot umbre, joaca fraților. Lumea în care intrăm are multiple fețe. Unele se văd cu ușurință, iar altele sunt tainice. Le-am privit pe cele ce se pot vedea. Le-am ascultat pe cele ce se pot înțelege. Traseul existenței poetului începe pe un plai bucovinean în anul 1850. Data și locul nașterii stau sub semnul controversei. Totul se potrivește, totul nu se potrivește. Singura certitudine este înscrisul din registrul pentru naștere și botez pe anul 1850 al Bisericii Uspenia din orașul Botoșani. Luna Ghenari, ziua 15, fiu Mihail, părinți Gheorghe Eminovici, căminar, cu soția Sara Lu, proprietari, naș Vasile Iurașcu, stolnic. Al șaptelea copil din 11 din Cartea Mare a Nașterilor și Morților, din fiu în fiu de țăran răzeș sau boieri. Se aud ca într-un pomelnic numele celor care nu mai sunt. Petrea, Vasile, Gheorghe, Șerban, Nicolae, Iorgu, Ruxandra, Ilie, Maria, Mihai, Aglaie, Harieta, Matei, Vasile. Viața lui Eminescu este interesantă pentru că este viața lui Eminescu. E adevărat că ne interesează cum respira el. Vrem să învățăm cum respira el. Astfel, călătoria urmează drumul Cerneuțului. Pentru mulți bucovineni, la acea vreme, era calea școlii. Ca și frații lui, Mihai a venit întâi la Național Hauptschule și apoi la Obergymnasium.
în anul școlar 1858-1859, ca și în anul următor, Mihai figurează ca elev destul de bun al școlii primare Național Hauptschule. Apoi un certificat din 9 februarie 1861, semnat de Stefan Wolf. Mihail Eminovici, din Botoșani, Moldova, elev al clasei 1 a Liceului Imperial din Cernăuți, obține prin aceasta, relativ la semestrul 1 al anului școlar 1861, certificat cu media generală bună. În semestrul 1 este clasificat al 11-lea, iar în semestrul al 2-lea abia al 59-lea. În anul următor, deși termină semestrul 1 clasificat al 7-lea, se retrage de la școală, apoi se pregătește în particular. Apoi din nou, semnul îndoielii revine. Să fi fost așa? A fost pus în cost la Aron Pumnu, apoi la alte gazde. A revenit apoi bibliotecar aici. Catalogul bibliotecii acestui mare profesor păstrează însemnările lui Eminescu. Broșura de poezii tipărită la moartea lui Aron Pumnul închide în coperțele ei primele versuri semnate M. Eminovici, privatist. Pelerinajul este o parte a oricărei călătorii. În primăvara anului 1866, pe jos, apoi cu o căruță, poetul a trecut munții spre Blaj, centrul renașterii românismului. Ajungând pe vârful unui deal de unde se vedea orașul, se povestește că poetul ar fi spus: te salut din inimă, Romă mică. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să o pot vedea. Și din nou, cuvintele au renăscut trecutul. Într-o zi frumoasă de vară îmi făcui legăturica, o pusei în vârful bățului și o luai la picior pe drumul cel mare împărătesc. Holdele miroseau și se coceau de arșița soarelui. Zi de vară până în seară am tot mers, fără să stau de fel.